Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: divertisment. Bună seara și bine v-am găsit! Tot mereu te bagi în față. Scuze-mă, curând știi ce am observat? Că oamenii sunt proști. Da, poftim? Oamenii sunt proști. Romică, nu judeca oamenii după cum ești tu, știi? Nu. Corele, am observat că oamenilor moderni le e frică mai mult de celulită decât de moartă. Adică doamna cu coasa a fost înlocuită de doamna cu celulita. Adică, sincer vorbind, dacă cumva s-ar prezenta în fața noastră doamna cu coasa și ar vrea să ne dea în cap cu ea, primul lucru pe care o întrebăm, dă-mi câte calorii are? A dispărut respectul pentru cea mai veche meserie din lume. Ha, nu mai vorbim de moarte? Vorbim de prostituție? Nu vorbim despre meseria doamnei cu coasa. Așa e, că de fapt oamenii au murit cu mult timp înainte să se prostitueze. Dragii mei, nu vă temeți să trăiți. Mâncați, beți și distrați-vă. Bravo, distrați-vă. Și atenție la mine. Respectați femeia cu coasa. Nu jigniți, pentru că s-ar putea să fi venit chiar la voi. Tu de ce sunteți doi? Și voi sunteți doi? Eu mă văd dublu și pe mine. Eu? Nu, mă, eu? De ce ne vedem dublu? Auzi? Dar de ce miroase acasă aici așa? Acasă? Ai păduchi? Nu! Am dat la v-a prins! De ce? Și iată că ai și reușit și l-ai luat și pe prietenul tău cu tine. Vicky, ce cauți aici? Te rog, nu mai spune mie Vicky. Fata o face și pe moarte să roșească. Da. Și cum să spun altfel? Funcția mea, coordonator ultimul drum. Prietenii îmi spun doamna cu coasă. Mie îmi spuneau copii, domnul cu mamăligă. Eu chiar sunt doamna cu coasa, așa că hotărâți-vă. Ori veniți cu mine de bunăvoie, ori... Murim! Că dacă am murit odată, nu are ce să ne mai facă, că nu putem muri de două ori. Ce naiv ești, distracția de-abia acum începe. Ce faci? Ce ți-e cu femeile astea? Până și moartea e cochetă. Nu pot să apar în halul ăsta în emisiune. Ce emisiune? Mori și câștigi. Bine v-am regăsit la Mori și câștigi. Singura emisiune care îți arată unde te duci după ce ai uitat să respiri. În această seară, gazda emisiunii e Petre! Curiță, o vorbă de pe pământ zice că în seara aceasta să ne cunoaștem invitații noștri. Iată între invitații! Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Cum vă simțiți? Bine? Mă bucur că vă văd. Azi e vula, să-l mă-mi pace. Cum te simți, s-a întrebat? Da, mă,
M-a lăsat nevasta și m-am sinucis. În rest mă simt bine și m-am lăsat și durerea de spate. Bravo, bravo! Dar să știi că arăți foarte frumos și foarte bine față de un om mort. A, nu, nu, nu! Eu nu sunt mort! Eu am venit cu el! Eu n-am nicio treabă! Eu sunt în vizită! Da, el în vizită! Să vedem de ce sunt aici acești doi invitați! Pentru judecata de Apole! Pentru sufletele dumneavoastră se vor bate doi concurenți. Să vină la rău! Dacă veți câștiga cu mine, veți obține o excursie în țările calde, Moca! Promit că stăpă să ne face la rotisor. Mie mi-e frică că o să ajung crocant. Să intre în acvul. Bravo, bravo! Wow, ăștia dă-i fac o șarmă divină. Dacă o să câștig eu, o să primiți cadou un picnic. Wow, parcă ar fi la un sanatoriu. Zici că e poza de pe laptopul luminiță. Regula e foarte simplă. Pentru fiecare faptă rea, primește la rău un punct. Mamă, suntem distruși. Nu mai mie îmi trec în cap vreo 60 de puncte pentru la rău. Pentru fiecare faptă bună, primește la bun un punct. Extraordinar! La bun este un campion! Ar fi să ținem cu noi! O să câștigăm! La finalul final tragem linie să vedem cine a câștigat. Să începe concursul! Băi, băi, băi! Ce faci, băi? Nu apreci pe buton? Dacă nu joacă, dacă nu cer de afară, băi! Ce faci, mă? Ne mănânci meciul, mă? Dacă mi-e foame, nu pot să dau 100% pe teren, înțelegi? O să încep eu. Viteșon, danchișon, danchișoșon. Ajutați un tânăr care vrea să ajungă la el în țară. Danchișon. Cotântag? Viteșoșon. Păi... La lasi de tine. Ok. Ia, să ai și tu de o pâine amărâtă. Brot de bot, de brot. Nu, nu, stop! Domnul n-a arătat-o până la capăt. Da, noi eram în Germania, iar Sile era polițist sub acoperire. Da, și ne-a prins și ne-a bătut de ne-a scos sufletul. Și după aia ne-a luat spaga ca să nu ne bage la pârnaie. Da. Grițe, vorba românului, justiția divină. Stai puțin, să ascultăm și pe la bun. Băi, pune mă și tu osul la treabă. Nu știu că ne încinge la rău. Băi, Gurițe, acolo bagi în tine. Băi, Gurițe, mă, zi-mă acum, spune-mi, au ei o faptă bună? Deocamdată nu. Gurițe, vorba chinezului, orice călătorie lungă începe cu un pas. Nu să plecăm în excursie în țările calde. Aoleu, cum mi-o s-a fumat? Să trecem la runda 2. Pregătiți, fiți gata, start! Hai, alo! Ce faci, mă, nu? Corina asta e plas. Uite, ăsta ne mănâncă meciul, mă, băiatule, mă. Ce faci, mă, ne mănânci picnicul? Dacă aș ști cât s-au ajuns aici, că au stat cu mâinile murdare. Să trecem la nunta cu Maricica! Bravo! Suntem salvați! Din căsnicia cu Maricica pot să spun că am fost un sfânt și am fost un martir! Gurițe, vorba danezului, drumul spre un prieten întotdeauna e foarte scurt. Hai, Maricica! Hai mai repede! Ce-am zis după arate că au furat mireasa! Mamă, ce focoasă ești! Doamne, ce noroc are parat de cătea de nevastă!
N-am vrut, Cornele, n-am vrut! Iartă-mă! Mai de nevastă mea, bătrân, Pitule! De nevastă mea ți-ai găsit să te legi, mă! Și știi că îmi plac femeile îmbrăcate în alb! Și ce mă, nu mai mă, ce care am îmbrăcat în alb! Erau și domnișoare de onoare acolo! Erau îmbrăcate în alb! Dar femeile care sunt îmbrăcate în alb trebuia să le placă și bărbații chirioși și cu mustață! Și ce mă, nu mai mă, știi că acolo ai spus descrierei tale! Gurițe, gurițe! Vorba cubanezului. Tinerii nu știu, iar bătrânii au uitat, nu mai știu de ce. Și încă n-ați văzut tot. Nu, Palade, Palade, nu, nu așa, mai jos, mai jos și mai la dreapta, mai jos. Stai, dragă, că nu văd. N-am ochelarii la mine. La ce trebuie ochelari pentru așa ceva? Degete, ai? Îți trebuie degetele. Nu, 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 nu cu degetele. Nu pune-o degetele acolo. Cum ai putut, mă? No. Cum ai putut, Cornele? Să provezi o femeie bolnavă. De tași din mână, de viitoarea mea nevastă. Ah, Doamne, cum n-am putut să citesc perversitatea din ochii tăi? Clarule! Gurițe. Vorba albanezului, să fii fericit cât timp trăiești, că mort e să fii tot mereu și tot timpul. Păi nu, nu, s-a atrișat! N-a arătat tot filmul până la capăt! De ce trișezi, băie, hoțule? Arătă-mă filmul până la capăt! Așa, fratule! Așa, am cam trișat! Vedeți? Ia! Ah, mă rog, ce să zic? A durat mai mult decât mă așteptam. Te-am zis, dragă, că eu mă pricep mai mult la motoare, nu la sifoane de chiuvetă. Punctul nu se acordă. Ai ceva punct de arătat? Nu, din păcate nu. Ce faci, mă? Vrei să ajung palat de prăjit? Ce, ești nebun? Vrei să ne facă ăștia la grătar? O secundă, noi acolo jos nu prăjim. Ierbe, ierbe mult! Aoleu, ești nebun? Vrei să ajungem sote din cauza ta? Parcă am ceva. Aveți grijă, domne! Ierbe! Ești atent de loc! Ce faceți, mă? Omorâți oamenii, mă, de fi! Nu insistați. Pentru copii străzi. Hai, domne, chiar mă jumești pe cuvântul ăsta. O să-i donăm. Atenți și dumneavoastră pe unde umblăm. Pentru copii străzi. Pentru că sunt nenorociți care omoară oamenii. Sunt copii care nu au adăpost. Așa e. Ce grea e viața. Nu se poate, nu se poate. Ăsta bun a trișat. Ce pot să fac? Ia-ți-ai un joc, iar eu sunt un jucător. Ce ești, mă, un jucător? Tu ar trebui să fii rezervă eternă la cum joci. Ce joci, mă, jocotron, ce joci? Gurița, vorba indianului. O conștiință încărcată este o dușmănie permanentă. Păi atunci dați-mi voie să vă arăt ce s-a întâmplat înaintea faptei bune. Te-ai înțeles, tată? Cum trece la cu hopă la ăsta? Hai să repetăm o dată. Ce să repetăm? Cum? Să treacă, vrei să luăm banii sau nu vrei? Hai că mă facă plouă. Deci, imediat, eu mă facă plouă, știi? Hai, pe drum, treci. Ce să? Hai, mă, treci. Nu-l lui! Nu-l lui! Nu-l lui!
fric când vine ăla! Trebuie să-l omor pe ăsta! Ai spus tu! Mi-a spart capul! Ce ai spus? Bă, prostule! Vezi că vine fric! Auzi? Îl arzi! Aolo, sper că au înțeles ăsta! Eu am crezut că dacă voi sunteți insistenți, se premiază. Prima rundă s-a terminat. Scorul este de 2-0. Spune-le ce au câștigat. Doamnelor și domnilor, cei doi concurenți au câștigat o excursie la Băile de Smoala! Iar acum o să jucați la runda bonus. N-avem, domne, echipă! Așa e! Cola bună, o să dăm în clocul, domne! Jucăm la runda minus! Da. Vă rog, pregătiți-vă! 3, 2, 1, start! Întrebare! Campionatul mondial 1994, România-Suedia. Scor 2-1. Mai țineți minte ce s-a întâmplat atunci? Normal! Întrebare suplimentară! Ha. România avea un om în plus. Corect? Ha. Păi dar am fost acolo, domnule. Păi am venit cu containerele și după ce ne-au prins, ne-au trimis acasă. Nu, să vedem ce ați făcut până atunci. Da. România! Îți dai seama, mă avem puțin și suntem în semifinale. Noi aici, în America, o să povestim nepoților noștri. România! Să strigăm pe Prunea. Ce? Să strigăm pe Prunea. Acum în timpul meciului. Prunea! 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 Sergio Palade, care stau vis-a-vis. Ce Palade? Eu sunt prietenul lui. Prunea! Prunea! Se uită! Prunea! Prunea! Din cauza noastră, că nu era prun, lasă că-i batem la 11 metri. Rău! N-ați bătut la 11 metri și ați pierdut ocazia de a ajunge în semifinale. Gurițe, vorba americanului, sunteți ceea ce mâncați, varză! Da, 22 de milioane de români nu au mai avut ocazia de a se întâlni în marea semifinală cu Brazilia! Orele, să știi că de data asta chiar am seclit-o. Cred că ce-am făcut noi este un păcat capital. Așa că, la revedere! Vă spunem, la revedere, la revedere! Poftim! Ce asta? Crema antisolară, să nu vă ardeți, măcar până ajungeți la Smoală. Băi, era bunul! Băi, n-ai nimic care să anuleze chestia asta cu Prunea. Ești nebun la cap! Băi, n-a făcut nicio faptă bună! Stați așa, am ceva tare. Tocmai am primit niște imagini. Da. Gata, m-am săturat. Nu au găsit încă bomba și când nu găsesc bomba, nu o să dea drumul la nicio cursă. Eu mă culc, anunță-mă când găsesc ăștia bomba. Nu mă interesează ce e în bagajul ăsta dacă nu e bomba, mi-e mult prea somn. Auzi, dacă ți-e mult prea somn, Ileana, nu vrei să mergem în altă parte și să încercăm să ne împerechem ca aborigenii. Poftim? Adică, eu mă referam la faptul că dacă vom sta acolo 6 luni printre ei, va trebui să le învățăm obiceiurile, să ne comportăm ca ei. Auzi, tu de ce de fapt m-ai luat în excursia asta? Fii foarte atent la ce vei răspunde. Te-am luat în excursia asta ca să ne reînnotăm. Ce, relația? Nu, pe noi. Adică tu m-ai luat cu tine doar pentru sex?
Da, dar și pentru conversația plăcută de după. Dacă Ileana nu l-ar fi iubit, nu l-ar fi pornit pe Cornel și nu s-ar fi găsit bomba. Deci, nevinovat! Voi ați salvat oameni! O să mergem la picnic, o să mergem la sanatoriu, o să ne distrăm! Stați! Pentru că trebuie să jucăm și runda finală! Iar? Mergeți cu mine la prăjit și o să vă dau fele! Mulți bani și multe mașini! Ei, ce alegeți? Ok! Acceptăm! Uite ce e acolo! Ce bunătăți! Cu ce facem? Alegem puicuțele! Domnica, să ne mă puțin. Toată viața noastră n-a făcut nicio faptă bună. Avem numai fapte rele pe conștiință. N-are nimic, o să ne consoleze bucățile astea. Domnica, vină în pace. Trebuie să ne întoarcem și să ne lăsăm amprenta pe pământ, înțelegi? Ce, în cazul ăsta ce facem? Ne întoarcem pe pământ! Hai pe pământ! Romica, trezește-te! Romica, vreau să fii viu, mă! Romica, vreau să fii viu, mă, că să te omor eu, mă! Romica, să fii treaz, mă! Și tu la fel! Bravo, bravo! Romica, ne-am întors, Romica! Ne-am întors! Suntem iar îmbrăcați prost! Nu m-am niciun bani în buzunar! Iar eu trebuie să mă căsătoresc cu forța! Și pe mine l-am părăsit! Ce frumoasă e viața! Eu v-am salvat! Eu v-am găsit! V-am găsit tot! V-am adus aici! Uitați, am mai risit că miroasa... Ce miroas vă ce? Miroasa a gaze! Miroasa a gaze! Și cum să vă mulțumim, padrino? Păi ce să-mi dai brățările, da? Brățările! Imediat vă dau! Vreau să vă spun că chestiile astea materiale pentru mine chiar nu mai există! Bravo, mă! Ce-ai, mă, și tu? Ce-ai? Da. Să știți că Prudea nu mai joacă. Da, v-am văzut atunci zicând disperați. Prunea! Prunea! Nenorociților! Prunea! Ai mărci tu, mă, ce ai mărci? Le-am dat brățările, dar... i-au furat lănțișorul de la mână. Romiță! No, ce faci, mă? Știi era lanțul. Știi că ne-am întors? Ca să înfăptuim ceva măreț și că avem o misiune. Mă sperii, Cornele, că ai început să iei chestiile astea de guru. Trebuie să înfăptuim ceva despre care lumea va vorbi. Ceva măreț, ceva luminos, înțelegi? Vreau să se fie în Banca Națională a României. Uită-te în ochii mei și spune-mi că vrei să jefuiești BNR-ul. Da, Cornel, da! Da, abia aștept să fiu dat în urmărire generală. Uai, s-a stabilitat anunții! Zău? Da! Și când e? Mâine!